Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat faptul că reducerea TVA-ului la alimente nu este o măsură care să ajute în condițiile în care acesta a fost deja redus. Liderul PSD propune, în schimb, plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul PSD, consideră că plafonarea prețului la alimentele de bază ar reprezenta o soluție pentru România, această măsură fiind aplicată și de alte țări europene. Sunt de acord pentru plafonarea prețurilor, pentru că și ce am ascultat așa numare cu TVA-ul zero n-ar fi pentru toată lumea. Cel mai bine plafonarea prețurilor. Plafonarea prețului la alimentele de bază este luată în calcul pentru o perioadă de 6 luni, dar numai dacă va fi reglementat prețul energiei, care este cauza creșterii prețurilor la alimente, susțin cei din Partidul Social Democrat. Da, să plafoneze la alimente. Cum vi se par prețurile la alimente față de alții ani? Scumpe. Care mare bani mai are, e cum e, dar care n-au. Că, în general, multă lume nu are. Normal că ar trebui plafonate. Se pare un lucru bun. Cum vi se par prețurile în prezent la alimentele de bază? Foarte mari, după cum se câștigă în România, aici nu-i ca prin alte țări. Exagerat de mari. Totodată, o plafonare a prețurilor la alimentele de bază poate fi făcută numai după discuții clare cu producătorii și cu retailerii pentru a fi identificat mecanismul optim prin care s-ar putea aplica o astfel de măsură, dacă aceasta va fi mai necesară. Ungaria a plafonat prețurile la 6 alimente de bază, între care pâinea, zahărul, pulpa de porc sau pieptul de pui, ca să protejeze populația. La noi, măsura a fost avansată de șeful Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu.